Și am lăsat la urmă un al treilea obiectiv despre care am vrut să vorbesc în fața dumneavoastră și l-am selectat nu întâmplător dintre cele prezentate aici de Călin. Știți, când te invită cineva, nu merg niciodată cu mâna goală. Și poate v-ați întrebat de ce port această mapă cu mine. Ei, am vrut să îi fac o surpriză domnului primar Călin Morar și dumneavoastră tuturor, pentru că meritați acest lucru. Am aici ordinul semnat de Ministrul Dezvoltării pentru realizarea grădiniței cu program prelungit în Comuna Cristian. Nu stia nici de-a. Vă mărturisesc că nu i-am spus, deși m-a tot întrebat ce țin aici, m-a întrebat și primarul de la Șindeu ce am în această mapă, nu i-am spus, e o surpriză, sper să... Sunt convins că e o surpriză plăcută și pentru el și pentru dumneavoastră. Așadar, un obiectiv pe care Călin și echipa lui și-l propuse la a fi realizat în viitor, putem vorbi despre o certitudine, are aici ordinul ministrului Adrian Veștea, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, vorbim de o grădiniță în valoare de aproape 1,8 milioane de euro, peste 700 de metri pătrați, dacă rețin bine din indicatorii tehnici de acolo. Cert este că această frumoasă localitate are nevoie de un astfel de obiectiv, de o astfel de grădiniță. Vă felicit pentru inițiativă și contați pe sprijinul guvernului de fiecare dată.